cele 3 decenii de contribuție comunitară. Autorii ei, Liria Kulikovski, o invit aici, Parascovia Onciu, Ludmila Capița, sunt cele care au promântat această carte și s-au bucurat, mi-a spus că în această zi a văzut apariția și ne bucură și pe cei care suntem astăzi aici. Erau prea multe de spus în această poveste, de aceea au mai apărut și încă 4. Doamna Liria Kulikovski le va prezenta pe toate, la un loc, pentru că nu pot fi una fără alta. Fiecare își spune fie povestea, în general, a Bibliotecii Transilvania, fie celelalte care duc experiența, de fapt ideea, ulterior experiența celor 4 colegi care au reușit, într-adevăr, să prindă cei 30, iată, de ani ai bibliotecii, fiind vorba despre Parascovia Onciu, Mila Capița, Mila Șeremet și Tatiana Donțu. Cărțile pe care le aveți, le aveți în față, într-adevăr, demonstrează că excepționalii Bibliotecii Transilvania sunt cei care au avut puterea, dar și prezența de spirit, să profite de oportunitățile care li s-au oferit, dar și să le valorifice la maxim. Astăzi avem o bibliotecă cu bibliotecari înzestrați și veți vedea ce spun aceste cărți. Fiecare activitate, fiecare serviciu inițiat de bibliotecă poartă amprenta acestor bravi bibliotecari și, bineînțeles, poartă amprenta moștenirii culturale, biblioteconomice, a predecesorilor săi, dar și un puternic accent inovațional, care leagă trecutul de prezent și prezentul de viitor, fapt ce îi face pe utilizatori să calce pragul acestei instituții cu mult interes, cu mult drag și cu aleasă prețiune. Aceste cărți, spuneam, spune o poveste de succes, o carte despre visători și deopotrivă despre oameni de acțiune. Sunt cărți care spun cum Biblioteca Transilvania a ajuns la statutul ei elevat vreme de 30 de ani. E despre oamenii de excepție care au stat la baza ei. E despre oamenii care duc ideea mai departe. Mulțumim celor care sunt parte acestei istorii, sunt parte acestei povești și sunt astăzi alături de noi. Mulțumim Bibliotecii Transilvania, care și-a avut un vis să aibă la cei 30 de ani o monografie și mulțumim celor care au contribuit și au depus efortul pentru ca aceste cărți să apară. Mă refer aici și la editura Garamond, dar și la editura 1, care au reușit într-un cu o viteză cosmică să pună în frumoase coperți aceste cărți. Îi ofer cuvântul doamnei Kulikovski să vorbească despre istoria acestei cărți, de fapt, pentru că deci reuși să le răspundim, sunt sigură, și azi și mâine și ce ceva va urma. Doamna Kulikovski, cu mare plăcere. Istoria acestei cărți era planificată să apară încă la 25 de ani. Nu s-a realizat. Dar Biblioteca Transilvania de fiecare dată la aniversare avea un volum. Bun, ori o culegere de articole, ori o bibliografie sau altceva. Acest volum, care am numit noi monografie, e monografie adevărată, a fost început în 2017. Stam eu în Maroc la un curort, la un sanatoriu creativ și scriam. Nu scriam, cât am fost în Maroc, am citit de sute de ori, de zeci de ori, tot din bibliografia Transilvaniei. Iar Liuda Capița, Liuda Capița, dacă vedeam ceva interesant în bibliografie, ziceam, caută flux din data, scanează și trimite. Iată așa lucram cu ele. Însă, istoria e istorie pentru că la un moment dat n-am mai fost aptă să lucrez, am abandonat proiectul, am revenit iar n-am putut lucra
Și iată s-a întins până acum. Cum zicea laureatul premiului Nobel, Saramago, momentele nu vin când vrem noi. E din memorie, nu-i mot-a-mot. Nu vin când vrem noi, vin singure. Atunci când le e timpul. Iată, deschiderea Bibliotecii Transilvania a fost așa. Noi ziceam o providență, o idee care plutea în univers și nu avea executori. Dar așa s-a întâmplat că ne-am întâlnit, ne-am ciocnit practic în fața primăriei cu mari și de acolo pornise. Acum, lucrând asupra acestui subiect, am citind fiecare sursă care a fost publicat cândva, mi-am dat seama că basarabeanul nostru, Alexe Mari, noi, care eram pe val și ziceam, în sfârșit vom avea carte, el trebuia să se întoarcă, o descărcat, un deputat, trebuia să se întoarcă la Cluj, să-l contacteze pe Traian Brat, cărturari oamenii primii, Virgil Bulat, Călin Manilici, Alexe Mare, care, și tomaistrate de la Brașov, care erau un pro-basarabe în Bucovina, ei s-au gândit pentru a deschide o bibliotecă, trebuie să faci un act de instituționalizare, nu să care cărți cu tirul și să dispară în mii de mâini. Deci, am zis că a venit ideea de la sine, dar ce ziceam? Că basarabeanul nostru, venind la Chișinău, s-au gândit că după marea noastră bucurie, că am văzut palma de să deschidem biblioteca, el a plecat în satul lui natal. Și-a mai stat cu două săptămâni, la Traian a ajuns mai târziu. Traian însă știa de ideea bibliotecii și s-a gândit că o deschide Uniunea Scriitorilor. Iată că la 20 aprilie trimite o scrisoare Uniunii Scriitorilor și își propune ajutorul să instruiască bibliotecare. Și nu mai trimite scrisoarea, intră domnul Mare și îi spune că măi, am găsit și loc unde și cu cine. Deci, momentul, cine știe unde a fost momentul? Așa trebuia să se întâmple, pentru că tirul cu carte veneau, dar se risipeau prin instituții, mai puțin, dar în bibliotecile unor oameni. Chiar scriind, mi-am adus aminte de romanul lui Haralambi Moraru, brav prozator, de-al nostru, care o secvență. Pentru că, de fapt, suntem la aniversarea unei nașteri a ideii. S-a despărțit Haralambi Moralul, știți că era teteleu, s-a despărțit și Cipriana, fata lui, îl întreabă. Tată, de ce te-ai despărțit de mama? Ai nefericit-o pe ea și pe mine? Mai bine nu v-ați fi însurat. Iar el răspunde, draga mea Cipriana, vei înțelege mai târziu, chiar dacă eu eram la Polul Nord și Jana la Polul Sud, Providența, Dumnezeu, nu știu, Universul, ne-ar fi unit pentru că tu trebuia să apari numai dintre mine și ea. Și iată că Transilvania era ideea, era din 90, dar undeva plutea în Univers și a ajuns. Toate acestea sunt descrâncite în acest volum. De ce? Surse au fost multe, însă fiecare participant, Traian avea grijă să vină cu echipă de la televiziune, de la presa clujeană, oameni de vază și toți întorcându-se scriau. Fiecare însă vedea prin oglinda lui evenimentul. Scria poate detalii greșite, mai ales Stanco, Dumnezeu să-l ierte, a făcut Biblioteca Transilvaniei eroiuna unui roman, numele tău este Basarabia, numele tău este Maria și pentru asta îi mulțumim, dar a și fost un cronicar. Însă
el evidențea ce îi plăcea, personalitățile care îi plăcea, și atunci am hotărât că trebuie să facem lumină în această, în această istorie foarte mare. 30 de ani, parcă nici n-ar avea ce scrie într-o instituție. Aici cu greu am căpută 522 de pagini. O altă abordare. Deci, ce-a de arăta, într-un fel, parcursul Bibliotecii Bibliotecii Transilvania, dar prin efortul pe care l-a depus, anume spre renașterea națională și educația patriotică a acestui sector. Și chiar Ștefan Andronic, chiar Andronic, compozitor. Da. El chiar a scris într-o ori în cartea de oaspitori, pe o carte care a dăruit-o, a scris: sectorul Ciocana vorbește frumos românește pentru că Transilvania îi învață. Alții ziceau: Transilvania noastră este universitatea sectorului Ciocana. Deci, lumea aprecia aportul pentru că îl vedeau, îl simțeau, îl experimentau. Deci,